SubSign, care ne va povesti despre ce înseamnă să lansezi un proiect de succes. Ne va povesti despre Pokémon, am înțeles, din prezentare. Bogdan? Neața, pentru că suntem în număr atât de mare, o să încerc să facem cât mai interactiv totul, ca să ne și trezim cu ocazia asta. Eu sunt Bogdana Petri, cum s-a spus, sunt din partea SubSign. SubSign este o agenție digitală de creație, ne ocupăm din tot ce înseamnă parte de design, marketing, user experience, interface și lucruri genul ăsta. Ca să vedeți foarte palpabil o chestie care am făcut-o noi, toată identitatea vizuală IT Days este făcută de noi și toate materialele, ca să aveți un exemplu foarte clar de cam ce facem noi. Și să mă prezint pe mine puțin. După cum ați observat, am o leacă accent, pentru că sunt din Iași. Mai multe lucruri despre mine. Benzi desenate, am avut onoarea să fiu scriitor, contribuitor pentru Marvel Comics, am scris câteva povești. A doua parte, sunt un cinefil înrăit, iubesc filmele, trăiesc pentru ele. De aceea, Pizza Promise este un vlog care filmez diverse lucruri, diverse pelătorii, conferințe și alte lucruri genul ăsta, pe care îl postez pe Facebook și pe YouTube. Ok, trăiesc în foarte mare parte din ziua mea în mediul online, mă găsesc pe toate platformele digitale. Ca și ceilalți colegii mei la SubSign, suntem un grup de creatori, de-aia avem și Master Builder, cum ar fi omulețul de la Lego Emmet, construim cam tot și încercăm să facem lucruri în lumea reală, iar Star Wars este prima mea iubire, să zicem așa. Dar să trecem la lucrurile importante, care chiar vreau să le știți despre mine. În Pokémon GO sunt level 28, sunt în Team Valor. Cine mai joacă Pokémon GO de aici? Sau a jucat? Să facem și gimnastică dimineață. Deci nu multă lume. Ok. Talk-ul despre azi va fi despre comunitate, ce înseamnă comunitate. Mai concret, ok, avem un produs, un serviciu, l-am făcut, l-am creat, l-am lansat. Începem să avem primii utilizatori, primii oameni care să ne folosească serviciu, după care ce facem cu ei? Cam despre asta vom vorbi azi. Totul în prisma comunității și analizând un caz foarte concret, ce s-a întâmplat și se întâmplă în continuare cu Pokémon GO ca și produs. Asta este marketing funnel. L-a mai văzut cineva până acum? Ok, deci destul de puțin oameni, o să trecem mai repede prin el. Astea sunt stagiile prin care un om află despre un produs sau un serviciu. Primul pas este cel de awareness. Mare majoritatea oamenilor, în funcție de cât interes de pui, află despre produs sau serviciu tău măcar întreagă. Al doilea, consideration. Iau în considerare să folosească sau să achiziționeze produsul tău. Al treilea, conversion, care efectiv cumpără produsul. Loyalty, cumpără a doua oară, vânzare recurentă. Iar advocacy este ultimul, care înseamnă că el, la rândul lui, devine un brand ambassador. Îi spune, hei, cumpără și tu chestia respectivă. Unei alte persoane. Practic, toată partea de comunitate se joacă între ultimele două. Începe să se dezvolte concret, unde este loialitate și advocacy. Asta este definiția oarecum standard a unei comunități, un grup de oameni care trăiesc în același spațiu, au caracteristică particulară în comun sau care împart anumite valori și interese. În mediul digital este mult mai ușor ca oricând să adune această comunitate, să-i faci să comunice și să se găsească între ei. Users versus communities. Aici care face diferența, cum era și la funnel mai devreme, între cei care pentru prima dată achiziționează un produs, fie din curiozitate, fie chestia ce mai ieftin pe piață când te duci vezi la Dero. De multe ori lei pe la care cel mai ieftin în anumite cazuri, versus iei un brand care știi sigur că deja îți place. Cam asta face diferența între user și comunitate. Cam așa au fost datele când au apărut Pokémon GO ca și aplicație. Primul titlu, Pokémon GO, mai mult daily users decât Twitter, interacțiuni mai mari decât Facebook. Ca și timp petrecut în fiecare zi, în average, depășea toate rețelele de socializare. Și a fost cel mai mare downloadat și cel mai mare joc din US pe piața de mobile. Asta a fost când abia s-a lansat. Dovada? Cineva juca în timp ce nevasta lui năștea. Pentru că parcurs să-și facă dumnezeu din lumea reală ca să vedeți că se întâmplau chestii. Ok. 78% din jucătorii Pokémon GO au vârstă între 18 și 34 de ani. Dovada? În București este un BMW care arată așa. Presupun că trebuie să ai măcar 18 ani ca să-l conduci, deci... Userii vorbesc. Asta este o chestie care multă lume omite. Fiecare utilizator de orice produs, fie că ești băutor de cola, fie că bei ceai, fie că folosești nu știu care soft, toată lumea o să vorbească între el, băi, e foarte fain chestia asta sau nu. Acestea sunt grupuri care au luat pe Facebook, sunt prin screen-uri, sunt infinit mai multe. În care sunt oameni din diferite țări care și-au făcut grup. Pokémon GO România, Pokémon GO Galați, Iași, Constanța, București. În partea dreaptă sunt făcute pe cele trei
sunt trei facțiuni în joc. Sunt complet pe chestia asta, este Pokémon Chicago. Sunt enorm de multe și sunt zeci de mii de oameni, fiecare grup. Care doar vorbesc între ei, strategii, ce au văzut, chestii genul ăsta. Deci oamenii, utilizatorii, vorbesc între ei non-stop. Cine a auzit de Reddit? Ok, Reddit este, ca să vă explic foarte simplu, cum erau forumurile vechi în care apar stream-uri de comunicare. În partea stângă a apărut Silph Road, care este un stream de ultra fan Pokémon, o lașa, a analizat codul efectiv să vadă ce poate să apară ca feature-uri viitoare și lucruri genul ăsta și a devenit canal de comunicare principal pentru super heavy users. După care băieții și-au făcut și site-ul Silph Road și au și o aplicație mobile și momentan este un business pornit din Pokémon GO. Deci ei au devenit comunicatorii numărul 1 al aplicației, ceea ce este ușor ciudat, dar o să vedem exact ce. Ok, aceștia sunt doi youtuberi. Cel din stânga este din UK. Inițial avea o platformă care posta videouri doar despre gaming și avea 1 milion de subscriberi. După care a început să posteze despre Pokémon GO și acum are aproape 5 milioane. Postează exclusiv despre Pokémon GO. Iar cel din partea dreaptă este din US. El la rândul este un game developer și a început să joace jocul să vadă funcționalitățile lui. În 2 luni a adunat 500.000 de subscriberi. Este enorm. Postând din nou, nu mai spune Pokémon GO, ce face funcționalității jocului, ce descoperă hack-uri și chestii genul ăsta. Putem estima și ce venituri la 1 milion, la cât subscriberi are? Bă, Carlu, e greu. În YouTube e destul de greu pentru că depinde... Ai ce nou minimum. Dar se facă că e ok click-ul pe... Pay-per-click e destul de mare, deși numai în UK se vizionează. Da, deci el are 1,5 milion de subscriber, dar pe fiecare video depășește 1,5 milion. Cel puțin pe videouri inițiale, depășește, are 5 milioane de views, chestii genul ăsta. Deci măcar 50.000 de euro lirii, el primea per video. Plus sponsorizări Nintendo și alte lucruri genul ăsta. Din nou, a devenit practic un business în sine, formula chestia asta. Și comunică despre joc. Have a strategy. Deci este foarte important. Ok. Exact cum își construiesc oamenii strategia de a lansa un produs, a-i face feature-urile și lucruri genul ăsta, trebuie să ai și o strategie de ce urmează după, în care ce o să facă utilizatorii mai departe, cum o să comunice, unde o să vorbească despre tine, ce o să vorbească despre tine, cum o să interacționezi cu aceste conversații. Cam așa arată mare majoritatea strategiilor oamenilor. It's blank. That's the point. Pentru că oamenii lansează produsul în cel mai bun caz să gândesc cum să facă promovarea, ajung la un număr de utilizatori și cam atât, acolo se rupe firma. Pentru că mai departe nu se întâmplă nimic. Și apar omulețe de genul ăsta care ei comunică despre tine. Ceea ce nu este neapărat foarte ok, pentru că nu controlezi foarte bine informațiile care iese când iese și lucruri de genul ăsta. Cum să porți o conversație cu utilizatorii tăi? Sunt niște platforme mai obscure, nu știu dacă ați auzit de ele. Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, WhatsApp, sunt grupuri, WhatsApp, grupurile acum al Google Plus, e bună legea lui. LinkedIn, Twitter, Pinterest. Astea sunt 9 din cele foarte, foarte multe platforme care puteți comunica cu utilizatorii voștri și să-i adunați ca și comunitate, să vedeți cine voi au, ce probleme au, să puneți feedback real de la ei. Ok. Asta sunt ceea ce se întâmplă ca și comunicare în platforme respective, este Pokémon GO. Spațiul în care Niantic, cei care au construit platforma, nu erau prezenți. Dar, în contrast, vorbeați pe aplicația lor. Că mai am lucru problema a fost că la un moment dat au scos ei feature-ul de a găsi Pokémon, toată lumea a început să facă scandal pe Twitter. Partea din dreapta este cel mai interesant pentru mine, pentru că, de exemplu, îi spune clar că și-ar dori ca compania să comunice cu el mult mai mult, să-i răspunde, să fie conștient clar în conversație. Ceea ce sunt, găsi, e o chestie destul de recurentă în comentarii. După care au început să apară titluri de genul ăsta, după ce oamenii postau pe Twitter și au devenit un trend. Titluri din publicații mari. Pokémon GO is losing players, gains popularity in decline, din cauza erorilor de server. Proof, oamenii au început să facă, devenit din nou viral, să pui un print screen cum îți dai uninstall aplicația pe Twitter. Ceea ce din nou era o chestie care nu neapărat că oamenii și-au dat frustrarea, dar ei porneau și pe alții să facă parte din trend, să dea și uninstall. Fii transparent. Este super important în era în care trăim să fii transparent în comunicare cu toată lumea. Vrei, nu vrei, o să afli totul despre tine în orice moment, internetul, rules, fie că nu afli de la tine ca și companie, ca și iar afli de la un angajat frustrat care scrie pentru un Twitter obscur, anonymous și lucruri genul ăsta. Fii cât de transparent poate în tot ceea ce vrei să faci. Pokémon GO update was released in order to hide
bad reviews. Pentru că întrebarea care au început să lanseze update-uri, nici nu erau anunțate înainte sau ce feature o să aibă, au început să apară chestii genul ăsta. Nu știu dacă sunt adevărat sau nu, dacă ar fi adevărat e good marketing strategy, dar pentru că nu erau de încep să apară chestiile astea care sunt, acaparează ca și direcția companiei. Pokemon Go is dying, Niantic is doing little to stop the bleeding. Cool, Pokemon Go, sinking ship, buyout will save it. De ce e interesant titlul ăsta? Pentru că deși e în decline ca și revenues, o companie care face peste jumătate de milion de dolari zilnic. How is a company care face jumătate de milion de dolari zilnic dying? That's interesting. Recomandarea mea este să get a professional community manager, o chestie care Niantic nu are deloc și au două aplicații destul de mari. Nu așa se face o postare pe Facebook, ca și consultanță super basic, super simplu, take it. Nu se fac articolele astea mari, fără vizualuri. Postarea asta putea fi împărțită în trei chestii super concrete. Dacă vrei imaginea asta mare, contactezi publicațiile din industrie și o să facă eu un comunicat de presă. Este un comunicat de presă, nu pui pe Facebook. Îți mergi să publicat. Asta este cel mai comic lucru care l-am văzut din multe mâncoace. O lăsat ei un feature în care primeai medalii pentru diverse chestii și a spus că, hei, userilor, faceți prin screen să vedem ce mici medalii are. Numai cum vedeți primul coment, ei nu au lăsat pe Facebook să postezi oameni poze. Și este foarte fanic, întreaga postare are 1000 de like-uri și primul coment are 776 de like-uri. Cel aproape cât postarea în sine a unui user. De-aia este important să ai un profesional, ceva care chiar știe feature-urile platformelor, cine ce umblă acolo, cum se vorbește. Recent și-au angajat și un community manager. Și-au dat seama că e nașpa treaba. Prima chestie care a făcut un event de Halloween, care apărea mai mulți Pokémon, era mai îngrijit pentru utilizatori. It paid off, big time. Înainte, pe acești perioadă timp, au făcut 10 milioane ca și revenues, având eventul ăsta și comunicând cu oamenii, au făcut 200 milioane ca și creștere. Momentan, ce fac ei la finalul lunii, de-aia n-am dat chestia asta, mi se pare foarte fain. Dacă știți, în Japonia, când a fost cutremurul și a căzut reactorul nuclear și lucrurile genul ăsta, zona este afectată în continuare economic, deși este safe, așa că ei au făcut un event care este doar pentru regiunea respectivă limitat, ca să încurajeze oamenii să călătorească acolo, ca să fie parte din comunitate, să ajute. Toate biletele de zbor în direcția sunt fundă deja. Deci probabil o să aibă succes și este fain pentru că se implică în comunitate și ajută toate lucrurile. Acum, ca să fie cât mai clar, aș avea nevoie de întrebări din partea voastră, la care să sper să vă răspund. Am o întrebare. Din ce spuneai... O întrebare. Din ce spuneai... Funcționează? Da. Din ce spuneai, rezultă cumva, sau așa se poate înțelege, că tot declinul Pokémon Go se datorează problemelor lor cu managementul comunității. Ceea ce probabil nu e adevărat. Cam cât ar fi oare, cam cât s-ar datora problemelor de genul ăsta și cât ar fi, pentru că, mă rog, multe lume doar l-a încercat și s-a săturat destul de repede sau așa. Întrebare foarte bună, pentru că trebuia să adaug ca și Asterix. Într-adevăr, este o aplicație care a fost super virală, freak of nature, jumate de miliarde de download-uri. Într-adevăr, foarte mulți oameni erau casual players, oameni de curiozitate. În același timp, inclusiv eu, sunt ultra fan Pokémon, pot să spun tot 151, am jucat ca disperatul joc când a apărut 3 luni de zile și am dat uninstall și nu mai joc. Pentru că, adică, ei și-au pierdut foarte mult din corul de oameni, din acel jumate de miliarde de oameni, într-adevăr, să zicem cu un număr X, erau cei care ar fi jucat long term. Dar din numărul ăla X foarte mulți s-au pierdut. Cei care postează pe grupuri, forumuri, pe Reddit și frustrările lor și comunitățile se instalează, aia clar nu sunt de casual fans, sunt de hardcore heavy users. Pentru că au și print screen cu cât timp au mers în joc și lucruri genul ăsta. Deci, într-adevăr, are un impact destul de mare faptul că nu au avut interacțiune cu comunitatea. Că ar fi avut o cădere, este de așteptat să vede la fel și pe alte aplicații oare, cum similare, gen Candy Crush. Ca un pic uriaș pe care scade. Dar o pantă mult mai mică și mai lină decât cum a avut Pokémon. Mersi, întrebare. Alte întrebări? Despre community management Pokémon Go. Community manager, prima dată când aud, probabil că e
job nou, relativ, nu? Ok, asta vreau să întreb. De unde vine, ce zonă ar trebui, de exemplu, să întreb dacă aș fi la un dat interesat de colaborare cu un astfel de noi? Ok, rolul unui community manager este aproape identic în zilele noastre cu rolul unui marketing executive. Ce înseamnă asta? Totul ca și comunicare despre produs sau potențialilor clienți și actualilor clienți migrează în online, în digital și în spațiile reale, gen cum ne-am întâlnit noi aici. Fie conștiențăm, fie că nu, IT Days în jurul lui are o comunitate de oameni, noi suntem o comunitate. Rolul unui community manager este ca să-și dea seama cine face parte în această comunitate, cine ar putea să facă parte și, mai important, care sunt valorile, cum era la definiția respectivă. Care sunt interesele noastre comune și lucruri de genul ăsta. Rolul community manager este acolo să nu să filtreze sau să aibă el grijă ce se vorbește sau cine vorbește. Rolul este acolo unui om să analizeze, să anticipeze și să aducă valoare în comunitatea respectivă, să construiască pe ea. De exemplu, un community manager pentru IT Days ar trebui să vadă din feedback-ul vostru, reacțiile voastre și comenturile în timpul și post-conferinței, să vadă, ok, la anul ce talk-uri trebuie să mai avem, pe cine trebuie să aducem din nou, trebuie să facem alte track-uri de comunicare, poate găsim alte expertize, lucruri de genul ăsta. Și înainte de promovare să vadă exact voi în ce medii vă învârtiți și cum să ajungă la voi ca să știți de evenimentul respectiv. E destul de clar? Sau... Vine doar de marketing. Da, vine marketing, e people relations, practic, e un fel de PR digital. Ok. Altă întrebare? Vă mulțumesc atunci. Dacă aveți întrebări, mă găsiți pe la coffee break-uri. Mulțumesc. Bun, următoarea prezentare vine de la